Bine v-am găsit astăzi, pe data de 9 iulie, la aproximativ o lună jumate, o lună și ceva de la formarea acestui roi, un roi artificial, cu botcă din transvazare. Acest roi este format cu botcă din transvazare, cu o fică măcii roșii. Și se vede, făcut cu puiet, cu mâncare, să vedem acest roișor cum arată. Nu l-am mai deschis cam de mult, cam de când am văzut că roiul depune ouă, i-am dat ceva mâncare și am zis îl las în pace, nu l-am mai deranjat. Aici au fost date rame cu mâncare, după diafragmă. Aceste rame, o să vedeți, sunt foarte bune acum. Iată cum arată ele. Sunt foarte bune pentru a eventuală extindere a acestui roi. Eu le-am pus cu gândul de a le da la topit. Adică să vin, să curăț acea miere sau care și să o dăm la topit. Dar sunt și foarte bune pentru a extinde roi. Ia să vedem cum se prezintă acest roi. Am văzut roi formați care nu neapărat roiul de vină. Măcile rezultate din roiurile respective sunt foarte slabe. Și atunci nu au putere să crească sau măcar să se mențină. Ia să vedem câtă mâncare are. Da, mâncare are și surpriza este că își aduce și el ceva mâncărică de la floarea soarelui. E foarte bine dacă roiul se poate întreține și nu are nevoie să-i mai aduc eu mâncare. Rama aceasta probabil se va mai îngroșa și va mai primi o ramă bună de iernare cu mâncare. Un roi foarte fain. La cum văd eu arată foarte bine. Matca este de calitate și își aduce și el nectarul acela. Îl bagă în celule imediat. Iată, foarte fain puietul. Un puiet foarte fain. Deci, în momentul acesta, gata. Nici nu ai ce să mai vezi în mod normal. Iată, și lui curge nectar, deci și el aduce nectar. E foarte aproape floarea soarelui, adică undeva la 500 de metri o consider aproape. Are timp albina să-și facă așa un reper, să nu se dezorienteze. Da, interesează puiet, ouă. Acum a eclozat în noaptea asta puietul din această ramă și matca a reușit să și ouă. E bine, e bine. Ce să spune, e un roi bun, reușit, va putea ierna, nu e nicio problemă. Acum că va ierna pe 4 rame, cam asta văd eu, 4 rame, 4 rame. E foarte bun la iernat, dar să aibă albină pe el. Să aibă albină pe el, că primăvara când extinzi, deja l-ai făcut repede pe 7 rame. Iată, avem aici o altă ramă cu puiet. E fain, coronița subțire. Coronița subțire la această dată e bună, fiindcă spațiul de cu puiet e foarte mare, adică foarte mare, e mare, exact ce trebuie. Și atunci pot spune că ai o ramă bună, bună, cu puiet.
așa că și pe următoarea avem puiet, deja va fi o foarte bine. A, și o chestie e că albina să fie sănătoasă, adică să nu fie plină cu varoa. Ar fi o problemă mare, fiindcă atunci imediat s-ar depopula. Foarte faină ramă. Da. Aici deja corana începe să se îngroașe. Mergi spre marginea cuibului. Aici avem larvar. Dar deja nu mai pot spune că e o ramă cu puiet plină, fiindcă nu mai e chiar plină. Sunt ramă albă, clar nu mai... ramă albă, clar nu mai avem puiet, da? S-ar putea să fim surprinși. E goală, deci... O simt ușoară. Își face rolul pentru care a fost pusă. Aceasta ramă, iată, nici nu e construită 100%, dar o să-și facă rolul ei până la capăt. Adică pentru a elibera cuibul cât mai mult. Deci altă lucrare pentru deblocarea cuibului nu fac, doar acea ramă care menține cuibul cât de cât liber. Să zicem că măcar 1000 de celule să elibereze și e foarte bine. Ia să vedem. O ramă de margine cam goală. Dar vom vedea ce se va întâmpla cu ea până în octombrie. Deci, teoretic, acest roișor nu mai are nevoie de nicio intervenție. Ideal ar fi ca acest puiet care eclozează să fie înlocuit încet, ca pe 1 septembrie să avem măcar aceste două rame, ceva puiet pe el. Ar fi perfect. De ce? Fiindcă din albina de vară mai moară și să fie înlocuită. Atunci am putea spera la o iernare pe 4-5 rame. Așa. Foarte, foarte fain. Bun, acea ramă e cam goală. Cam ceva albină pe diafragmă, temporar o să primească această ramă în margine. Această urâtă ramă neagră o va primi doar pentru a băga surplusul, pentru a mai elibera din cuib. Deci atât. La cuib nu am de ce să umblu, fiindcă mai mult decât a făcut ea, regina, până acum, nu o să se mai întâmple. Singurul lucru care a funcționat e scoaterea reginei și punerea doar pe rame goale, dar odată ce ea propolizează rame și își face o anumită organizare, nu mai umblăm la cuib. Bun, cam asta este, ăsta e roiul. Ăsta e un roi bunicel, sunt mai mulți, dar sunt și mai micuți, am încă nucleele care le-am dat azi foi, la nucleele le-am dat foi, fiindcă acelea mai sper că vor construi și acelea vor ierna probabil în două rame. Am uitat să le pun coxalicul, punem și coxalicul. Strategia coxalicului e simplă, îl punem în margine. Cam asta este. Punem ulei esențial. A scăzut foarte mult. Odată când ai un cules mai mare, uleiul esențial este luat mult mai încet.
Asta înseamnă că în loc de 3 zile o să dureze 6 zile. Bun, cam atât. Cam atâta până data viitoare, numai bine.